Și anul acesta Consiliul Județean va premia pe elevii și sportivii din județul Olt care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale și Internaționale de Specialitate, dar și profesorii și antrenorii lor. Acest proiect a fost votat de consilierii județeni, iar ce 114 olimpiști dascălilor vor intra în posesia premiilor pe 9 noiembrie în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Centrul Cultural Eugen Ionescu. Anul acesta, trei elevi vor primi premii de 5.000 de lei pentru reușitele lor la Olimpiadele Internaționale, iar cei care s-au clasat pe locul întâi la Olimpiadele Naționale vor primi câte 1.000 de lei. 11 elevi ce au primit premiul al doilea vor primi câte 800 de lei, iar pentru locul al treilea câte 600 de lei. Elevii care au obținut mențiuni și premii speciale, 32 la număr, vor primi câte 400 de lei. Echipa de handbal a Liceului Mihai Viteazu va primi 6.000 de lei pentru performanța de la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, unde s-a clasat pe locul întâi. Același premiu va primi și corul UNDA pentru premiul special de la Olimpiada de Educație Muzicală. LPS va primi un premiu de 3.000 de lei pentru performanța de la fotbal. Este vorba despre primirea unui număr de 114 elevi Prezenții și premiați atât la concursurile internaționale, cât și naționale. Locurile 1, 2, 3, iar de la 4 până la 10 mențiuni pe care le vom acorda. Este, sunt 52 de elevi premiați individual și 3 colective, fotbal, handbal și corp. Premiați vor fi și profesorii sau antrenorii pentru munca depusă, astfel că trei profesori ce au pregătit elevii pentru olimpiadele internaționale vor primi câte 5.000 de lei, iar alți 36 de dascăl vor fi răsplătiți cu câte 500 de lei. Nu este o neformare, cred că din punctul meu de vedere copiii aceștia merită mai mult, este o premiere pe care o facem an de an și sperăm ca și în anii următori să facem această premiere, sperăm ca efortul nostru să fie din ce în ce mai mare și să avem cât mai mulți copii din județul prezenți la concursurile naționale și internaționale și pe, pe care noi să-i premiem. Anul acesta Consiliul Județean a alocat pentru premiera valorilor județului suma de 89.400 de lei în valoare netă.